folosește domnul Pentru Ștefan, domnul Andrei Nicolae și domnul Cristia George. Înainte de a da citirii ordinii de zi, supun aprobării procesul verbal al ședinței de constituire din 26.06.2016. Cine este pentru? Dau citirea ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Helegiu, inițiator primarul Comunei Helegiu, domnul Ghenea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravaloare transport personal didactic pentru luna aprilie și mai, inițiator primarul Comunei Helegiu, domnul Ghenea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de persoane din Comuna Helegiu ce pot beneficia de ajutoare alimentare în cadrul POAD 2015, precum și a criteriilor și a condițiilor de acordare a acestora. Inițiator primarul Comunei Helegiu, domnul Ghenea Nicu Ciprian. Și la patru diverse. Supun aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Înainte de a trece la aprobarea hotărârilor de Consiliu, vreau să vă dau citire la articolul 46 din legea 215. Nu poate lua parte la deliberare și adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afin sau rude, până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii Consiliului Local. Hotărârile adoptate de Consiliul Local cu încălcarea dispozițiilor aliniatului 1 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată. Spunem aprobare. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Helegiu. Am să vă spun eu câteva detalii de ce s-a inițiat acest proiect de hotărâre. Ultimul regulament a fost în anul 2006 și au apărut niște modificări legislativele care se regăsesc în noul regulament de organizare și funcționare. Dumneavoastră ați lucrat pe comisii și ați observat că în mare regulamentul cuprinde modul de constituire, modul de organizare și funcționare, drepturi și îndatoriri, modul de adoptare a hotărârilor Consiliului Local, modul de vot. Dacă aveți nelămuriri, acum le putem soluționa. Da, dacă nu mai sunt discuții, supunem aprobării. Cine este pentru? Împotriva, abține? Nu sunt. Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravaloare transport personal didactic pentru luna aprilie și mai anul 2016. Inițiator primarul Comunei Helegiu, domnul Ghenea Nicu Ciprian. Da, după cum știți, în fiecare lună am aprobat să pot să aprobării sprijinul pentru caz didactice ce privește transportul, regulamentat și prin lege. Am rămas cu o lună urmă pentru că luna mai nu am ținut ședința din Consiliu, în iunie a fost acea ședință de constituire a Consiliului Local. Deci, vă rugăm să aprobați sprijinul cadrului în vederea transportului. Valoarea, cred că undeva la 8.000 și ceva, adică de 4.000 pe lună. Dacă sunteți de acord, doamna președintă, puteți să... Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu sunt. Trecem la cel de-al treilea proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de persoane din Comuna Helegiu ce pot beneficia de ajutoare alimentare în cadrul POAD, precum și a criteriilor și a condițiilor de acordare a acestora. Inițiatorul este primarul Comunei Helegiu, domnul Ghenea Nicu Ciprian. Cum știți, în ultimii ani pot fost acea sprijin din partea Uniunii Europene, prin programul numit POAD. Anul trecut, spre sfârșitul anului, n-au ajuns
către familiile favorizate. S-a modificat. S-a modificat. Este un alt normativ, o hotărâre de guvern, care introduce o nouă categorie de personal, persoane fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de la 450 de lună pe persoană inclusiv. Deci asta înseamnă că nu se mai face calcul pe familie, ci pe persoană. Dacă într-o familie soțul are pensii 1200 de lei, nu se încadrează. Dacă soția și copilul nu au venit, vor avea parte de cele ajutoare. În schimb, cei care nu au venit pentru că și pe aceștia sunt vizați, trebuie să facă dovada cu adeverință ridicată de către ANAF pentru ridicat. Cred că vor lua în jur de 96% din populația comunei din calculul nostru. Da, sunt puțin angajați și pensionarii, chiar dacă soțul are pensii mai mari, soția are pensii de CAP-ul sau nu are deloc, beneficiază. E un lucru bun sau un lucru rău, rămâne de văzut. Din câte am înțeles, începând de luni, o să ajungă și la noi în comună trei tiruri cu pachetele speciale. Ca și anul trecut am crezut că vin ambalate individual, aceasta este foarte bine. Am probleme vis-a-vis de depozitarea lor, pentru că inițial am cerut să vină la 2-3 zile să pot da din ele și să am să depozitez. Am înțeles că vin două tiruri luni și unul marți. Voi vedea, o să încerc să te bag aici în magazin din spate, că tot încăpea, dacă nu mi-am întâmplat zile primăriei vechi, sper să ne descurcăm. Apoi de joi, dacă nu intervine nimic, să dăm... Scoate și cine are nevoie de pachetul ăla, va merge, vă dați seama că... Dar bănesc că va merge toți. Acum, ca să fiu sincer, eu mă aștept să fie un blocaj la trezorerie, acolo la sediul primăriei vechi, pentru că nu doar Hilegiu va merge, va merge și Bărtăniști, și Livezu, și Căiuț, și nu știu, poate se va găsi o soluție, nu știu, un tabel, nu știu cum să... O vom vedea. Cert este că nu sau marți ne ajung, undeva de joi, vineri, trebuie pot să începem să le dăm câte populații, când am interes, stau cu ele aici. Da, te spun la vot, dacă sunt discuții. Punem la vot acest proiect. Dacă sunt discuții, poate să discuții. Da. De exemplu, dacă se poate stabili exact care e cantitatea și care e sprijin pentru fiecare persoană în parte, și lucrul ăsta să fie comunicat către cetățeni, pentru că au fost discuții că unde au fost, unii au primit mai mult. Nu. Mai mult și alții n-au primit deloc sau au primit nu, la jumătate din exact celălalt. Numărul de pachete care se vor livra Hilegiului, colega mea, dacă vreți, o chema acum, s-a livrat de 7.000, dacă nu mă știu, de pachete. Știu că se dau două pachete de persoană. Ce conține, eu nu știu, dar cred că nu adresa lor e în sensul acela, eu am solicitat să... Sunt pachete speciale, adică are zahăr, ulei, un singur pachet, așa? Da, sigilate. Așa au fost și anul trecut. Domnul primar, în sensul ăsta a solicitat să faceți o afișare cu documentația lor, cu fiecare sat în parte, pentru că mulți domnule zic, știu, noi nu știm ce trebuie. Bă, puneți afișe fiecare sat, domnule. Pentru cei care sunt interesați și vor să ridice pachetul, e nevoie de adeverința cutare, copii după buletin, absolut tot. Că, în speță, spun că s-au întâlnit cu următoarele probleme. Spun băieții la Bodmulei, că nu are la el, nu știu ce, copii de buletin, că nu are numai nu știu ce diferență, nu, când vine să știe exact ce trebuie să... Deja n-am făcut programul. Cu ce să fie documentat? Cererea, copii și tot așa mai departe, încât să... Într-o primă fază, undeva până la 1 august, vom da celor care sunt pe tabelă, sunt și tabelii care vin pentru cei care au venit până în 450 de lei. Iar cu 1 august și până la 10 august, în funcție de cum se vor așeza lucrurile, pentru că mă gândesc că o să fie destul de greu să meargă toți prin trezorerie, vor fi chemați ceilalți în baza anunțului făcut în locurile din sat, la magazine comerciale, eu știu, în centru, la cât mai vizibile, ca omul să știe exact. De ce scurt magazinele, cu doar asta înseamnă ceva. Ce? Am pus, ce am pus și la magazin câte un anunț? Da, ce am pus, mașină și cu normal, nu-i absolut nimic. Anunțat în grădaje? Da, nu. Da. Mai sunt discuții pe acest proiect? Atunci să punem la vot, cine este pentru? Aș fi culmez eu cu nimeni. Trecem la punctul următor, diverse. Cine dorește să se înscrie? Domnul Zărnescu? Primul cuvânt, domnul primar. Domnul Mandelina? Mai dorește cineva? Dăm cuvântul domnului Zărnescu. Domnul primar, domnul Mici, e nevoie de drumul la Pânat. Da, e dezastru. Am avut o discuție cu chiar ieri cu domnul Olteanu și cu domnul Răuță, cei care au în administrare pășurile din comună și am găsit sprijin
să ne trimit un bulldozer pe partea Drăguge și Brătila pentru a îndrepta un pic drumurile către terenul agricol, către fâneții, către, pentru că sunt rupte în proporție 90% din cauza precipitațiilor de anul ăsta. Celelalte drumuri încă lucrez, nu știu ce unul scoate la capăt. Cert este că sprijinul din partea guvernului și a inspectoratului pentru situații de urgență e destul de mic la nivelul comunului Giurgiu. Am primit o adresă prin care o să-i punem pe ședința cealaltă în discuții. Vreo 71.000 de lei, sunt 700 de milioane. La o comună în care între prima gavioane de 2 miliarde, păi e destul de puțin, dar o rezolvăm, o ducem la capăt, o găsim. Mai avem un excedent, niște bănuți, vedem cum o scoate la capăt. Deja am demarat procedura de întocmire a proiectului pentru o aprădare mare la Drăgucești. Acolo, în zona spre domnul Zărnescu, iar mi-a părut o atacă drumul de acces către zona de drumul Zânceanului, la fel de cu gabioane și nu mai identifica alte zone cu probleme. În Drăgucești, ulița Bisericii, un sigur destul de greu. Cred că stămână care vine să turnăm o două mașini de beton, niște fier, plasă din Buzău. Am discutat cu câțiva oameni de acolo, din pe zona respectivă, ca să nu mai contratăm o firmă, că ne costă destul de mult. O să achiziționăm doar cimentul și plasa, iar nu ca să o facem cu oamenii noștri la 416, cu angajații de la Foichiș, cu domnul Istudor, care e și constructor, și câțiva oameni de acolo din sat, măcar 30-50 metri de beton să nu mai fie situația care este acum cu bolovane cei mari. La Muntenia acolo ați văzut că am finalizat și capătul de ieșire în stradă și zic eu că e și un binișor, apa nu mai iese în stradă și bine. Atât cât putem încerca. Dacă țineți doamne, doamne cu noi, îi scoatem la capăt, dacă nu. Cu dar da, mai fi cu drumul ăla pentru frumoasă, nu poți să-l pui. Drumul ăla pentru frumoasă. Da, domnul Oteanu și cu Răuța am vorbit ieri. Personal. Mașina mea. Mașina mea, dar nu ce să-l aduce. Vă spus că nu știu, m-am întâlnit cu Oteanu în baltă. Era cu el la Arole, m-am dus cu mașina mea, că am interes personal. Acolo fânul meu stă adunat și nu pot aduce acasă. Dai seama. Nu-i numai acolo, am tot. Da, și peste tot e ce este problemă. Când din acolo s-a descoperit mare tuburarea în baltă, iar... Dar să crezi în partea la pe o de la Borița a fost un col la Tial, de aia e un dezastru. Și unde a fost pantă și a fost cu hoi de apă și a spălat. Acolo la Borița Rusu am bordat pe un 100 de metri în iar și peste 9 mașini de prețuri, care nu sunt încă două, și tot n-a rezolvat nimic. Tot n-a rezolvat nimic. Tot balatura va fi adusea la Rusu în poartă, la special. Nu știu, vede, aia e prins în proiectul ăla de 1 milion de euro, care sperăm să iei de repede pe finanțare și să betonăm, să-l asfaltăm, că am vrezat problema atunci. Mulțumim, domnule Fernandez. Dăm cuvântul domnului Condorina. Domnul primar, am mai făcut o solicitare anterior. Aș dori să pus la dispoziție proiectul cu asfaltarea șoselei Drăgugești, deci, întrucât se constată că nu este o corelare între rigorile făcute. Unele sunt făcute într-un fel, altele în alt fel, adică dacă considerați sau credeți că așa stau deci, și așa e bine. Deci, când doriți dumneavoastră, eu fac verbal acum și o să fac și o scris solicitarea încât să respectăm să... Atât timp cât lucrarea se derulează dintr-un program, controlat de șantier, de proiectant, de constructor, de beneficiar, încă nu-i terminată... Tocmai în termenii ăștia mă gândeam că așa va arăta, va fi cum e la poarta unui om, va fi și la celălalt, dar nu se întâmplă așa. Adică, în direcția unora să fac rigol într-un fel, în alții sunt în alte zone. Nu a fost o cită, dacă vă referiți la cazul Nu, mă, eu am făcut referirea generală. A fost o solicitare din partea dânsului, cu adresă către proiectant și cu dispoziție de șantier, în care s-a renunțat la șansul normal periat. Fiind l-au făcut dreptul ilat, urmând ca el să-și pună dare, să scrie, nu știu, pe cheltuiala lui, pentru că intenționează să-și facă acolo un spațiu comercial, nu știu ce, și atunci am rămas să pun sprijinul cetățeanului. Și acea solicitare nu a mai fost făcută de alte persoane? Nu, scrisă nu. Scrisă nu? Nu. Vis-a-vis de accesul în curți, nu e prins în proiect podeții. Noi avem doar șanțuri periate, fiecare să-și facă podețul pe cheltuiala personală. Așa au fost și în Deleni, așa au fost și la Drăgugești, și la... Dar a executat tot timp când dărâm în podeți, nu are și obligația să-l facă înapoi? Nu sunt podeți în Drăgugești. Nu sunt, adică oamenii aia au trecut printr-o șansă. Nu sunt podeți, dar tratați-mi un podeț făcut în Drăgugești, că l-a dărâmat proiectantul.
Da, podeți, nu? Vedeți? Deci nu. Unii au fost podeți, ca lumea făcută, nu au avut nimeni interesul să stăiți. Și-o dau un exemplu, Vasile Hârjanu, unde are intrarea în garaj, un podeț și-a făcut pe banii lui, celălalt al doilea a încercat să dea apa cumva spre el, fără să-l strece. Nu, nu e prins în proiect. Și sunt deschiși colaborării cei de la firmă, pentru că au fost oameni care și-au plătit singuri metru cub de ciment, 200 de lei, 215, nu știu cât bani, sir, fii de același nivel. Rămân la ce îmi doresc să intru în poziția proiectului tehnic și atunci o să discutăm. Da, nu știu, dar e normal să intrați dumneavoastră ca și consilier. Da, legal. Este, okay. Este nu, eu întreb pentru liberul acces la informații de interes. Absolut, da. 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 Există, da. Când vreți, da. Când vreți și aveți da. Un moment disponit, pe vreți la primărie, îl avem la colegii mei. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Mădălina. Dacă nu mai sunt discuții, declar închisă ședința de astăzi. Mulțumim frumos.